Bărbații au o relație specială cu vestele. Totul începe cu îndrăgita vestă de costum, nelipsita vestă de costum, care intră în modă, iese din modă. Oricum ai da o vestă de costum, e o vestă de costum. N-ai cum să dai greș cu ea. Mie, unele arată ca din căpătat, altele sunt mai elegante, dar până la urmă nimeni n-o să te răstignească dacă ți iei o vestă la costum. După aia vin vestele alea pe care le porți primăvara, toamna, iarna. De obicei din lână sau dintr-un material mai grosuț. Are ei o cămașă pe tine, un sacou, niște blugi și ai ai o ținută corectă pentru un sezon mai rece. După aia vin vestele de cartier, vestele mai lejere, cum am eu pe mine. Dar cu vesta asta mi la cumpărături, te duci, îți rezolvi niște treburi, plătești niște facturi prin cartier, mergi la sală, cum mă duc eu acum, ai vesta care nu are nicio pretenție de la viață. Vesta cinstită, vesta omului de rând, omului muncii. Au tot timp, după o vârstă, ție o vestă din asta și îți dai seama că e foarte bună. Protejează șelele, n-ai nicio treabă. Ești cu vesta asta, ești rezolvat, nici nu ești foarte urât, ești ce trebuie. Și totul culminează cu vesta de piele. De la un 50-60 de ani îți dai seama că ai nevoie în viața ta de o vestă de piele, cunoscută și ca vesta Ion Cristoiu sau vesta de controlor pe transportul în comun. Sau cum se zice la Cluj, bocter. No, când simți nevoia nestăvilită să-ți cumpere o vestă din asta, înseamnă că foarte, foarte curând o să-ți cumperi și o borsetă de piele, niște pantaloni de stofă și niște pantofi și iată, ai uniforma de pensionar. No, în vesta asta stai cu minte și-ți aștepți cu demnitate sfârșit. Astea ar fi cele patru veste care ne definesc pe noi ca bărbați.